Primăria Municipiului Călăraș informează că în perioada 4-7 august va efectua noi tratamente de combatere a țânțarilor adulți și căpușelor de pe raza Municipiului Călăraș, pe străzi, în locuri de joacă și în parcuri. Acțiunea se va face terestru în intervalul orar 21.05 dimineața, în funcție de condițiile atmosferice, fiind posibilă prelungirea perioadei, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Bioci, de. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.